sarà Giorgio Venere, vedendo Cafie che ci sarà la ONU e dice le missioni. Giorgio non ha niente detto a te. 3 settembre è un sfarcit de vară frumoasă și un început cu speranțe de toamnă nemaipomenită, zicem noi. Să discutăm despre Dunăre, vorbeam astăzi cu colegii mei, am postat ceva pe Facebook, că noi juveni vorbim despre Dunăre și adeseori ne amintim la o bere. Altfel ne vedem că nu se întâmplă mare lucru în orașul nostru. Bun, am de invitați în această seară care vor să vă prezinte Dunăre și apa din altă perspectivă. George Dragnea, administratorul site-ului harta.pescar.ro. Bine ai revenit, George. Bine m-am regăsit și așa la televiziunea noastră. De altfel, cred că telespectatorii noștri te cunosc, ești la a treia oară, parcă. Dar pentru că de altfel ești la a treia ediție a concursului de pescuit sportiv. Cifra 3 magică. Da. Mi-am propus să discutăm în această seară și cu reprezentantul clubului Nautic San Giorgio. Bine ai revenit la mine, Gurel. Bună seara și bine. Culoarea roșu, așa, de pe tricou, tot spune ceva.
sunt alături de Dunăre pentru că Dunăre a alături de noi și aproape de noi sunt alături de Dunăre pentru că sunt județean și nu se poate altfel. Vorbind despre a treia ediție, să spun câteva cuvinte despre ce urmează să se întâmple duminică. O să discutăm și retrospectiv despre a doua ediție, despre prima ediție, după care pentru asta trebuie să trecem peste bizele sau peste podul celor. Dar la ce film acolo este apa foarte mică. Ce de vilază? Da, să știu.
meseria a făcut un promoțional de televiziunea noastră l-a difuzat de luni, a făcut și știri cu tine pot cu noi pe lângă pot acolo am făcut tot ce se putea să la radio, de la fel, am văzut o provocare acolo de mare cu ambarcațiunea ta. Dar nu vreau să vorbesc despre ambarcațiunea. Preconizez ce preconizez cu privire la nu știu, sincer, această acțiune a făcut-o pentru public și nu pentru și nu neapărat pentru avem o publică acțiune am morțit pentru că noi ne simțim bine și o să vezi că imediat după ce se termină această acțiune care este dedicată publicului, așa cum spuneam, noi o să mergem pe Dunăre în stilul nostru și o să Să
să discutăm și despre asta. George, al treilea an consecutiv în care începe punctul așa de la zero, va urmări lucrurile și ai stănit pe scare să purcem bărci și echipaje de câte două, da? Să vină să întreagă este mai bine, care da. Este într-adevăr a treia ediție a que
ce mai pregătiți? Trebuie să ai o barcă, trebuie să ai să fii
David dopo competizie pescare era un cizio strafo s-au desfătat con pescare am
și de înțeles pentru că o îmbarcațiune mai deosebită, da, costă ceva bani, bucureștenii. Este, da, gândește-te că la București te vii cu o îmbarcațiune de 12
generațiuni. Like
centură de aici de la port cu mașina. Ce să spun? Am mers fără 2 km. Am avut unde se pare chez. Concert
ceea ce denotă că este un este popular, este iubit și ceea ce face para
Nu,
trebui să ne limităm la 15 echipaje de embarcațiuni și să refuzăm pe unii doritori de
imaginii de la ediția de anul trecut a vara de embarcații unor finalul intervenției de acolo de pe podul vizate o legendă dacă se poate spune așa Lucian l-am avut acum o lună și ceva la noi în platou. Un personaj mai pomenit care a mers cu cacu de la Giurgiu la Veneția într-o călătorie care a durat să încerc să ajung cât
care se regăsește și își găsește tipul de embarcațiune. Lucru care poate fi practic la orice vârstă, asta e cel mai frumos. Faptul că este un sport în aer liber, în apă, faceți jumătate
despre ce este vorba. Da. Am niște diplome aici. Aceasta este de
a fost o competiție strânsă. Să nu la
mărime. Noi ne-am gândit inițial să punctăm doar pe pești peste o anumită mărime, însă nu ne știm niciodată ce se prinde ziua aia, mai bine îl lași așa. Mai spre mal și mai spre la
cum spune tu, George, că trebuie să refuze așa cum politice
concurenții sunt extrem de entuziasmați, unii dintre ei deja tatonează locurile, au de
acești aceia care nu au pușoare ați dat într-un an exact acesta a fost un preview la topul da. Frumos.
ediție a concursului România organizată de Ivan Pațaie și sprijinită și de clubul Nautic San Giorgio, da? Dacă la prima și a doua ediție au câștigat de fiecare dată a câștigat un echipaj al pescarilor din Gostimă, da? Anul ăsta au fost care au ajuns până la urmă la finala națională de la Turcia, aderând la San Giorgio și au concurat acolo, asta e de spus. Thanks.
dată ce să mai spunem spre finalul emisiunii. Odată
ne-au